Bila roșie de pe marginea buzunarului de mijloc. Și bila roșie desprinsă din mănunchi, are traiectoria liberă. Da, prefer această bilă. Cât de aproape a rulat, ba chiar a atins cealaltă bilă roșie. 50. Are nevoie de o lovitură cu stop. La bila roșie cea mai apropiată de buzunar. Are 56, ar fi 63, 64 cu bila roșie, dar unde să joace? Intră în pachet? Nu cred. Cât timp are o bila desprinsă? Cea mai apropiată de bila neagră, de pe mediană. 63. 64. Bila neagră este bila de 4-3. Pentru a fi mai sigur de câștigarea jocului, Peter Ebdon ar mai avea nevoie de o bilă roșie. La mijloc. Da. În buzunar din partea dreaptă. Este în buzunar. Gata, sigur este 4-3. De ce nu și cu un break consistent? Din păcate nu poate ataca decât buzunarul de mijloc din partea dreaptă sau buzunarul superior stâng. Construcția break-ului de până în acest moment. Odată bila verde, odată bila maro și odată bila albastră. Și de 8 ori bila neagră. Seven.
88, cât break-ul din jocul precedent, prin intermediul căruia a restabilit egalitatea. Și urmează break-ul de peste 100 de puncte. Doar al 10-lea al săptămânii. Doar al 10-lea. Nu se compară cu ediția precedentă. Poate unul dintre cele mai slabe din acest punct de vedere turnee. 101, 100... 108 și cu 27, 135. Ar egala cea mai bună performanță de până acum. Break-ul... e bine. Break-ul reușit de John Higgins în chiar jocul de debut în compania lui Mark Joyce.